Salutare tuturor! Astăzi vorbesc despre aspectele formate de Chiron cu Mercur în harta natală. Mercur în conjuncție cu Chiron. E posibil ca în viața ta la un moment dat să fi fost redus la tăcere, mai ales în copilărie, sau vorbeai la pereți, nimeni nu te asculta sau cel puțin asta era percepția ta. Este posibil să fi experimentat respingerea atunci când ai vrut să împărtășești anumite idei, gânduri cu cineva apropiat ție. Sau ți s-a reproșat că vorbele tale nu sunt corecte, nu sunt frumoase sau pur și simplu nu contează. Această reducere la tăcere s-a întâmplat mai ales în cadrul familiei sau în funcție de casa în care se întâmplă conjuncția dintre Mercur și Chiron. Această rană se poate manifesta în diverse modalități. Ori veți încerca să atingeți perfecționismul în orice faceți. Să vă abțineți de la a vorbi până când nu sunteți siguri că ceea ce spuneți este corect 100%. Și verifici de 100 de ori înainte să deschizi gura. Sau este posibil să evitați tot ceea ce are legătură cu comunicarea. De aceea veți prefera să lucrați mai mult cu mâinile, să evitați să socializați pentru a nu reactiva rana, pentru că vă e frică să o repetați. De asemenea, o altă manifestare poate fi printr-un handicap de vorbire sau de mișcare, sau printr-o anxietate legată de faptul că spuneți ceea ce nu trebuie, să fiți la momentul nepotrivit într-un anumit context. Niciodată să nu vă potriviți cu contextul. Poate de asemenea că această rană să fi fost provocată de frați sau colegi de școală, să vă fi simțit invizibil. Sau să fi fost hărțuiți sau insultați într-o variantă constantă. Calea de vindecare implică să treci dincolo de frica de a te exprima și să te exprimi liber, fără această teamă. Chiar dacă greșiți, o greșeală poate fi reparată. Scopul nu este să fiți perfect în exprimare, ci să acceptați că orice lucru poate fi imperfect, pur și simplu, și nu e ceva anormal. Și nimic nu-i bun, nimic nu-i rău, ci doar este. Există o șansă de a vă vindeca prin cuvinte și gândire logică. Să vă însușiți cine sunteți și să vă construiți stima de sine este foarte important. Este poate printre primii pași. Veți găsi puterea de vindecare în cuvinte odată ce le folosiți într-un mod natural pentru voi. Nu e nevoie să vă forțați într-un fel sau altul. Mercur în trigon cu Chiron. Este ușor pentru voi să vă exprimați gândurile datorită sensibilității față de ceilalți. Aveți o înțelegere profundă a diplomației în parte și datorită, sau din cauza mai degrabă, percepției unor insuficiențe care au creat răni în experiențele voastre trecute. Deci aveți o abilitate de a fi diplomat, fiți un orator excelent și un scriitor talentat. Mai ales dacă mesajul este alimentat de propriile răni. Puteți să vă scrieți memoriile și acesta să devină un proces de vindecare a rănilor trecutului și astfel să depășiți momentul. De asemenea, puteți deveni un profesor sau un mentor pentru cei care se confruntă cu aceleași situații prin care ați trecut voi. Puteți fi văzuți ca purtător de cuvânt sau ca un model de urmat pentru alții tocmai datorită capacității voastre de a vă conecta cu oamenii. Mercur în sextil cu Chiron. Mentalitatea și stilul vostru de comunicare sunt ușor influențate de aceste răni ale trecutului.
Dar cu toate acestea, puteți fi mai empatici și mai de ajutor față de ceilalți care se luptă cu situații similare, mai ales cu dificultăți de învățare sau de educație. Aveți un stil neobișnuit de a vă exprima și puteți folosi inteligența pentru a conecta concepte aparent de neconectat. Această perspectivă vă diferențiază de ceilalți și vă ajută să câștigați respectul și admirația celorlalți. Sunteți inteligenți și aveți o perspectivă profundă și puteți lucra eficient pentru a rezolva probleme. Puteți să treceți dincolo de ceea ce spun ceilalți despre voi, de aceea puteți fi pionieri într-un anumit domeniu de activitate. Mercur în cuadratură cu Chiron. Vă este dificil să găsiți claritate și să rezolvați problemele, pentru că vă simțiți frustrați de diferențele dintre mentalitatea și stilul vostru de comunicare în raport cu rănile pe care le aveți. Poate simțiți că nu puteți comunica așa cum v-ați dori sau vă confruntați cu restricții în procesul de învățare, în comunicare și în scris. Școala, educația pot fi o provocare pentru voi și trebuie să compensați pentru aceste nesiguranțe care au legătură cu comunicarea sau cu dificultatea de a ține pasul cu programul școlar, deoarece gândiți în moduri unice care nu sunt adaptate și nu există deschidere pentru ele în instituțiile de învățământ pe care le frecventați. Cu toate acestea, aveți capacitatea de a depăși aceste provocări și de a învăța să vă valorificați punctele forte și creativitatea. Și astfel, aveți potențialul de a deveni un vindecător empatic sau un profesor foarte bun pentru alții. Mercur în opoziție cu Chiron. Aveți o relație tensionată între stilul vostru de comunicare și mentalitate, dar acest lucru poate activa de asemenea curiozitatea și interesele voastre intelectuale. Aveți o abilitate neobișnuită și aproape magică de a rezolva probleme datorită unei perspective neobișnuite și a sensibilității față de informațiile care vin prin intuiție, dar și prin logică. Este posibil să vă fi luptat cu educația tradițională și să preferați să vă inventați propriul stil de comunicare sau un mod de a vă exprima special. Pe de altă parte, aveți darul de a vă împărtăși ideile cu ceilalți, tocmai datorită experiențelor prin care ați trecut în viață. Trecând de rănile care țin de alienare, neînțelegere sau incapacitatea de a vă exprima, vă poate ajuta să aveți succes ca scriitor, profesor, orator și bun comunicator, dar și bun negociator. Așa că acum uitați-vă în harta voastră dacă Chiron face vreun aspect cu Mercur. Aștept comentariile și întrebările voastre în descrierea acestui vlog. Până data viitoare, vă doresc numai bine. Pa, pa!